Despre obiceiuri boierești, cheseaua cu dulceață fină făcută în mănăstiri, bucate tradiționale și muzică populară. Toate au putut fi găsite la cea de-a 12-a ediție a Târgului Național de Produse Ecologice, Tradiționale și Naturale, desfășurată pe aleile Academiei de Științe Agricole din Capitală. Colega mea, Adriana Ionescu, se află încă acolo. Adriana, amator de produse tradiționale bucureșteni? Da, foarte mulți bucureșteni au venit astăzi aici în agronomie special ca să cumpere produse tradiționale, motiv pentru care puteți vedea, nu prea mai există brânză sau alte produse în galantare. S-a vândut ca pâinea caldă tot ce ar fi trebuit să fie acum în imagini și vorbim de caș, de urdă, de brânză, la coajă de brad. Vorbim de produse tradiționale care undeva pe la un 14-30 dispăruseră de aici. Bucureștenii au venit în număr destul de mare, au preferat mezelurile, lactatele, dar în special dulcețurile și zacusca. Acestea s-au vândut încă de dimineață, pentru că tot vorbeai de dulceață. Există aici un magiun de prune care a avut mare căutare, este făcut în casă și care, dacă vă arată colegul meu, a rămas foarte, foarte puțin. E adevărat că până la orele 18 cu siguranță se va vinde și acesta. Discutăm despre numeroase produse aflate la acest târg. Sunt 16 producători care vin aici în fiecare săptămână. Este a 12-a ediție când acești oameni, acești producători din toate colțurile țării vin la agronomie. Ei bine, din câte puteți vedea, mai sunt doar puțini vânzători cu produsele lor. Foarte mult s-a vândut brag aici și de asemenea trebuie spus că foarte mulți bucureșteni care au văzut materialele noastre, au văzut transmisiunile în direct, ne-au reproșat faptul că au venit aici special pentru păstrăv, dar nu au mai găsit nimic. Standurile s-au umplut de clienți imediat după deschidere. Oferta e foarte bogată și produsele 100% naturale. Oțet de mere pădurețe fără zahăr pentru diabetici. Este oțet îmbunătățit cu mugăraș de brad și miere de albină. Prăjituri de casă făcute în Maramureș. Cu nes puțină, cu nucă întreagă, cu cocos, cu mac și cu brăză. Sunt produse făcute în casă, 100% naturale, cu ouă de țară, cu smântână de țară. Pește prăjit după rețetă din Moldova. Păstrăvul prăjit și mamăliguță și usturoi cu leuștean adus tocmai de la Bacău. Uleiuri speciale, fără colesterol, de floarea soarelui, presate la rece de rapiță, muștar sau dovlec. Este eficient în eliminarea paraziților, conține vit foarte sau cea de la comentul și că nu mai știu ce. Săpunuri naturale, făcute din ingrediente exclusiv naturale. Care săpună îți place ție cel mai mult? Acesta, pentru că este cu lapte de capră, miroase frumos. Clienții au venit, au gustat și și-au umplut sacoșele. Cum e? Bun. Păstrăv, foarte bun, am luat și data trecută de aici. O dată pe săptămână merită. Zacuscă de topoloveni, pentru că știu că sunt renumit și curat în privința asta.